Hei, Antena Play are o provocare pentru voi. Unul spune două adevăruri și o minciună despre el însuși, iar celălalt trebuie să ghicească minciuna. Ok. Ok. Hei, interesant. Hai să mă gândesc. Două adevăruri și o minciună. Nu există adevăr fără minciună și minciună fără adevăr. Chit că e puțin acolo. Am blocat. Hai să mă gândesc. Hai, bine, hai că am eu ceva aici. Hai să vedem că mi-a venit ceva. Stai așa să și eu să mă... Păi stai, trebuie să te gândești să vezi care e minciuna dintre ce spun eu de aici. După aia mă gândesc. Da? Deci... anul ăsta am pregătit foarte multă muzică bună. Asta ar fi una. Am și piese care au eticheta Parental Advisory și am cheltuit 2000 de euro pe ceva personal. Acum e nu știu dacă ai cheltuit 2000 de euro. Nu știu. Prima este corectă, a doua este corectă și a treia poate fi corectă, n-am cum să verific. Păi, ok. Hai, punem a treia. Ca a treia e ce? Fals. Bine. Da, a treia e fals. Bine. Și acum ce facem? Acum tu. Acum e rezultat. Ah. Bun. În fiecare dimineață mă trezesc la 6. Yay! Ador să predau dans pentru cupluri. Și, fai, visul meu este să merg săptămânal la magazin. Asta cu... Îți dorești foarte mult să mergi la magazin, știu, știu. Asta cu dansul este evidentă că așa și prima ai zis că... Mă trezesc în fiecare dimineață la 6. E, aici așa aveam un pic de dubii. Clar că a treia este minciuna. Ce femeie își dorește să meargă la magazin să facă shopping de lucruri prin casă? Femeia vrea să ducă la shopping pentru ea! Da, că n-am spus la shopping pentru... Ai dreptate. Am băgat cea repede la contribuție și am făcut repede suma.